diverse megalovituri dat de Liviu Dragnea în Israel, întâlnirea la care nu se aștepta nimeni a putut. Update: Liviu Dragnea a confirmat, la Antena 3, informa i-a prezentat de stiri pe surse.ro. Am avut o întâlnire cu ambasadorul SUA în Israel, iar, ulterior, una cu conducerea din SUA celei mai influente asociații a comunității evreiești din lume, a menționat liderul PSD. Tireinial. Liviu Dragnea a fost într-o vizită în Israel, unde s-a văzut cu premierul Benjamin Netanyahu, dar și cu președintele statului, Reuven Rivlin. Klaus Iohannis l-a criticat în termeni extrem de duri pe Dragnea, el catalogând drept o ciudenie vizita președintelui Camerei Deputaților în Israel, spunând ce e îngrijorat de această deplasare, vorbind despre secretomanie și despre cine tie ce nelegerii secrete face cu evreii. Joi, după întâlnirile cu Netanyahu și Rivlin, Dragnea a avut o întâlnire despre care nimeni nu a vorbit. Conform surselor stirii pe surse.ro. Dragnea s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în Israel. SUA va deveni prima țară din lume care va muta ambasada la Ierusalim.